Neața bună! Ce faceți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? Cum v-ați trezit? Cum ați supraviețuit grelei nopți dintre zilele de 29 și 30? Cafea de la Adi, buymeacoffee.com/nicubendea, mulțumesc de Adi. Am avut emoții. Am avut emoții. Umblă strigoi. Trebuiau să ne ferim, trebuia să ne ferim mult. Umblă strigoi în noaptea asta care precede ziua Sfântului Andrei. Dar cred că ați avut usturoi la voi, nu? Vedeți, la român tot timpul ceva e cu rimă. Cu ce te aperi de strigoi? Cu usturoi. Cu ce te aperi de politicieni? Cu bolovani, nu rimează. Cu coceni. Buni și coceni, s-o ia la fugă. Da, dacă ai usturoi chinezesc, nu-și face efectul. Poate îți face ochii mai obliși, dar nu te apără de strigoi. Nu, nu. Fetelor, tinerilor, ați pus pe busul supernă? Nu pe busul de la meteo, pe busul ioc sau ioc, că nu mai ești bani. Dacă îți pui busul ioc supernă, a doua zi, deja știi cu cine te căsătorești, dar nu știi când. Nu știi când, că iar a zis Klaus Iohannis, după ce a mai spus de 70 de ori rușină PSD, a zis că să ne distrăm, dar moderat. În timpul ăsta, Teodosie Znagoveanu zice, lăsați creștinii să vină la slujbe. Și Tomac strigă și el, Tomac, deschideți bisericile. Tomac, mă, această nouă Elena Udrea a lui Băsescu. Busuiocu, da, ce superstiție, să punem grâu la încolțit. Trebuia să punem de aia seară grâu la încolțit și în funcție de cum încolțește, o să vedem dacă dăm col, nu, dacă o să vedem cum va fi anul viitor. Parcă nu vedem de acum. Azi noapte, dacă erați atenți, puteați să auziți lupii. Vorbeau lupii. Vorbeau lupii, da. Păi nu vorbesc și acum în campanie electorală. Vai că mai sunt 6 zile și să se termine odată balamucul ăsta, că suntem pe nicăieri, mai năcăjiți decât doamna Lia Olguța Vasilescu. A făcut ea târg frumos, târg de Crăciun, cu luminițe, cu... Să-mi zică cei din Craiova, frumos, nu? Într-o oră l-a închis DSP-ul, nu ăla năcaz, să-ți ia jucăriile. Te-ai chinuit atâta să-ți ia jucăriile. Hai de cap, nu-i frumos așa ceva, nu se face. A zis Iohannis, dacă ne purtăm frumos până în ianuarie, până în iunie, iulie, până la vară, s-ar putea să terminăm cu acest guvid. Nu știu de unde știe, nu știu de unde are el informația. Cafea bună. De la Adi, mulțumesc frumos. Da, la mulți ani celor cu nume de Sfânt, Andreea, ci că Sfântul ăsta, Andrei, a venit în România și el ne-a creștinat. Ca de obicei, în bună ospitalitate a românilor, a stat într-o peșteră, că nu erau făcute duplexurile, dar omul și-a exercitat influența Sfântul asupra noastră și iată că de câțiva ani îl prăznuim în mod oficial. Ce frumos să leagă 30 noiembrie cu 1 decembrie, 1 decembrie, ziua națională. Astăzi e ultima zi din Brumar. Am terminat cu Brumarelul, am terminat cu Brumarul. În ce lună intrăm? Decembrie, așa numită lună în popor, Undrea, care vine de la, nu de la Udrea. Că dacă mai era Băsescu președinte, o băga și pe asta, sărbătoare națională. Tătă luna, decembrie, era sărbătoarea Udrea, Undrea. Ci că vine de la Andrea, de la Andreea, Andrea, Undrea. De acolo vine denumirea populară. Să vedem. Să vedem că facturile or veni, să avem cu ce le plăti. Asta este. Dacă nu, ne luăm la trântă cu facturile, le boxăm, le... L-ați văzut pe Tyson? La 54 de ani oare? 54 sau 57 s-a întors în ring? A dat 67 de pumni, meci demonstrativ, domnule. Dar tot a luat vreo 10 milioane de dolari. Se mișca bine, moșulică, se mișca destul de bine și la egalitate s-a încheiat meciul. Că și adversarul avea vreo 5-1-2 și au zis că totuși, ca să vadă cine iese campion, o să-i filmeze la toaletă, care dă cu jetul mai departe la campion. Și Loredana Groza a fost la nu știu ce salon de întinerire și zice, Loredana Groza s-a întors în trecut cu 30 de ani. Apoi, ce 30 de ani? Adică până anii 90, când totul era la liber și când începeam să gustăm democrația. Acum nu știu ce să zic. Voi v-ați mai întoarce înapoi cu 30 de ani?
Eu zic că nu se merită. Am încercat noi, în ăștia 30 de ani, să facem ceva, dar păi nu prea ne-a ieșit. O vedea de acum înainte. Zi grea am astăzi. O ieșit supa bună, o ieșit leveșa bună. Cât o mai rămas, aia ne-o fi mâncarea pască, soacra-i disperată. Iar o pierdut iară CFR-ul cu Polia și în cupă și Dan Petrescu și-o dat demisia. Sau au fost dat afară, că în fotbalul românesc nu mai știi care pe care. Tot insistă patronul, domnul Varga, soacra tremură ca Varga acum, tot insistă patronul să-l aducă antrenor pe Adi Mutu. Ce să zic eu, are o viziune, are, nu știu dacă ascultă fotbaliștii de el. Plus că jumate din echipa CFR-ului, cam de vârsta lui, s-ar putea să se enerveze și să intre el pe teren. Nu mai ai nici antrenor, vedeți? Luați Biolonia, e îmbătrânit, e Merichieni și el s-a dus la casa lui de la Oradea. Tata Puiu are atâtea pensii că nu mai știe. Nea Victor Pițurcă, da, joacă poker online. Nu prea mai ai antrenori. Săracul Guguriță contra cel, Paladin, au făcut ce-au putut. Nu prea mai sunt. Aia care mai erau cât de cât ori plecat în străinătate, în țările arabe, nu știu ce să zic. Mai bem o gură de cafea. A? Să avem o săptămână bună acum. Nici nu ne grăbim că suntem în a treia zi de weekend. Doamne ajută-vă! buymeacoffee.com / Nicu Bendea. Să nu-i o dați la Nelu Bobina. Da. Vaccinul pentru COVID să lucrează. Să lucrează, asta este. Biologii lucrează la asta. Noi avem o domnișoară biolog, Ivona o cheamă, frumoasă, pregătită bine, care a văzut că nu se poate lua la trântă cu guvidul și s-a luat la trântă cu... face videochat femeia. Videochat face, 10.000 de dolari pe lună, face din... să deși din acolo, să crecește la cameră, 10.000, da? Vedeți? Doctorii buni ne-au plecat în străinătate, medicii buni, biologii ăștia de care avem nevoie acum să ne scape de guvid, fac videochat. Bă, da, 10.000 să iei pe lună. Da, dar nu, nu, nu. Am făcut experimentul la săptămâna trecută cu ciocul și cu mustața și cu nu mai fac și să mă apuc de video. Nu vă râdeți destul aici. 10.000, ci că 10.000 de polițiști sunt pe drumuri. 10.000 de polițiști sunt pe drumuri cu ocazia acestor sărbători. Alte sute de mii de români au rămas pe drumuri din cauza crizei. Dar nu-i nimic, noi patrulăm, 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 patrulăm iarna pe la uși, pe la ferești. Da, încă o dată la mulți ani celor cu nume de sfânt, Andrei, la mulți ani Andreea, să vă petreceți bine, dar respectând toate normele de distanțare socială și de igienizare personală, dezinfectare plăcută, să primiți cât mai multe urări și felicitări. Acum totul e virtual. Bă, am vrut să-ți aduc ceva, dar nu puteam să vin la tine că mi-e frică de COVID, așa că ți arăt virtual ce ți-aș fi adus. Asta e, mergem înainte, cu grijă că mai avem o lună și trece și anul ăsta. Anul ăsta numai atâta că îl simțim în buletin, dar în suflete, în viață, nu l-am simțit, nu ne-o bucurat deloc. Sperăm că după luna lui Undrea să vină Gerarul sau Gerardul, ianuarie, să vină o lună frumoasă și să începem un an așa cum se cuvine. O zi frumoasă vă doresc, cu tot binele din lume în ea. Sănătate multă și să ne auzim și mâine la aceeași oră. Abonare la canal, că nu strică. V-am salutat, să fiți iubiți!